Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft în care vom descoperi unele dintre cele mai interesante baze secrete. Da, ați auzit bine? Vom face acest lucru și voi trebuie să faceți foarte rapid două chestii. Să dați un like acolo, să bubuiți butonul ăla de like și să apăsați și pe subscribe. Nu știu ce am arătat like, dar hai să ne facem și 100.000 pe canalul ăsta și așa o să postăm mult mai multe episoade. Astăzi, hai să vedem ce avem pregătit. Avem pregătit o bază secretă sub un copac și o bază secretă ca lumea, un bunker super super șmecher. La prima impresie aveți idee ce se întâmplă aici? Nu știu dacă aveți idee. E un copac, o să ziceți, da mă Sinner, da mă, e un copac. Ce o să faci, o să-l spargi? Bă, nu o să-l sparg, o să-l mișc. Ia uite, l-a mișcat de aici. Dă-te băi copăcel, ia uite bă că nu se mișcă. Ai că l-a mișcat așa puțin. Bun, a mișcat copăcelul și... Mare scară ce avem aici. Bă, nu pot să mă mișc. Ia uite, frate. Bă, pe unde intru? Bă, pe unde intru aici? Ia stai că nu mă lasă copacul ăsta. Bă, lasă-mă, domnul copac. Ia uite, frate. Bă, pe unde intru? Nu știu ce am făcut, dar am intrat. Am intrat aici și... bunkerul secret sub copăcel. Asta e un clasic, dacă mă întrebați pe mine. Adică e un bunker... clasic, nu știu, dacă vrei să te gândești la un bunker clasic, este sub copac. Hai să vedem ce avem aici, în acest bunker, ce ne pregătește. Bun, deci se întâmplă o apocalipsă, chestii de genul în lumea ta de Minecraft și vii repede în bunker și hai să vedem ce găsim aici să ne apărăm. Deci avem o sabie și patru pâini. Bă, până acum nu sunt mulțumit de ce am găsit, sincer să fiu cu voi. Avem un enchanting table, nu e rău, o fermă, bun, 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 deci practic, dacă vii fără mâncare... Ai ce găsi aici, ai ce găsi pe partea de mâncare. Enchanting-ul ăsta, cred că e full, nu? Ar trebui să fie full enchanting-ul ăsta. Level 30, nice. Deci este un enchanting frumos. Ia să vedem mai departe, n-are cum să fie doar atâta. N-are cum să fie doar atâta. Multe, multe chesturi. O, doi iron să trăiți, mulțumesc frumos. Bone meal. Ce faci mă cu bone meal în bunker? Bă, cred că-ți faci ferme. Ia să vedem, am mai găsit niște bone meal, niște iron. Bă, până acum sunt mulțumit. Ia uite, iară bone meal. Bă, dar unde folosesc eu bone meal-ul ăsta? Că n-am unde să-l folosesc. O, mere. Da, ținem doctorul departe cu aceste mere. Știți cum se ziceți că dacă mâncăm un măr în fiecare zi, am ținut doctorul deoparte. Și ia uite, și doctorul deoparte de bunker. Hai să luăm aici tot ce se găsește. Am luat și îmi place baza până acum și îmi place și camera aceasta. E un fel de storage room, adică vii aici, îți pui chestiile pe care le ai și... Opa, avem și mai jos chestii. Ia fii atent că aici e... am crezut că e bază secretă aici. Ia, aici! Nu, era tare să mai fie încă o cameră secretă acolo. Bunker secret în cameră secretă, mamă, nu mai înțelegem nimic aici. Bun, aici puțină lumină, aici e ceva secret. Yes, let's go! Și diamante! Bă, ce-am știut! N-ai cum, am știut-o pe asta. Au că am știut-o. Bun, avem aici diamante în acest bunker. Vedem aici, spargem diamantele, multe emeralde. Bă, vezi că sunt multe emeralde. Foarte, foarte interesant. Ha, mă, că am ghicit-o pe asta. N-ai ce să zici. O, două ender chest-uri. Nu știu de ce ai avea două, că ambele fac același lucru și nu-ți măresc capacitatea să bagi în ele. Aici și dormi, hai să ne culcăm puțin că până la urmă ne e destul de somn după expediția de afară. Mă, ce caută un porc aici? Mă, ce? Ce caută un porc aici? Domnul porcușor, nu vreau să știu cum ai ajuns aici, ok? Nu vreau să știu cum ai ajuns aici. Iar chesturi. O, arrows, ok. Dăm și un arc. Avem vreun arc pe aici, un saddle. Mamă, îl pun pe porc. Fiți atenți că îl pun pe porc saddle-ul. Bă, pe mâncare stăm bine. Până acum pe mâncare stăm bine, n-am ce să zic. Încă un saddle pentru ambii porci. Bă, porcii ăștia sunt crescuți bine aici. Ok, am făcut rost de arrows. Stai zi. Au pus saddle-ul. Ne-am urcat pe porc. Aaa, lol. Ia. Ne-am urcat pe el. Bă, s-a dus porcul ăla acolo, ia. Hai, m-am urcat pe el. Acum ce? Nu știu dacă se mai întâmplă ceva. Ia uite, bă, nu mai văd nimica. Porcule, ei. Aoleu, s-a dus porcul. Bă, mai e unul. Mă, ce e bunkerul ăsta, că nu mai înțeleg nimic. Bă, e bunker cu fermă, cu tot, cu animale, cu tot ce trebuie aici. Am înțeles?
E spawner de porci, bă. Are logică, are logică că e spawner de porci aici. Bă, de ce nu pot să deschid eu aici? Nu înțeleg. Da, e spawner de porci și porci ăștia... Știu, mă, porcii să urce pe aici? Aparent știu să urce. Bă, cred că ăsta e bunkerul porcilor. Acolo avem o mină interesantă, deci dacă ai nevoie să minezi, te duci pe aici frumos, bam, bam, bam. Ai și niște TNT-uri să nu le dai foc. O mină corectă, nu pot să zic că e o mină wow, wow, wow. E o mină corectă, îmi place design-ul, e așa mai, mai interesantă. Oh, și aici e la suprafață, deci practic e a doua intrare în bunker, cum ar veni? Cred că e a doua intrare în bunker, da mă, da, uite, pe aici putem să intrăm. Ia uite mă, porc și pe aici. Și unde e intrarea în bunker? Ia să vedem, ne dăm seama noi de aici. Cred că acolo e, cred că pe acolo am intrat în bunker. Foarte interesant, deci hai să ne și întoarcem pentru că, bă, e interesantă mina asta, n-am ce zice. Hai să vedem că mai avem camere și cred că nu le-am descoperit pe toate. Ia să vedem, camera asta, nu știu ce scop are, habar n-am, ce face aici? Spuneți-mi și mie ce face aici. Ai un grindstone, ai un cutter, bă, porcușorile, vezi că stai coada aici. Ia uite-l, frate, își taie coada în asta. Nu pot să cred, bun. Ok, bă, dar cam mulți porci, nu vi se pare? Mă, ce? Mă, ce? Stai că nu am cu ce să mă urc acolo. N-am cu ce să mă urc. Hai să spargem. Mă, ce e camera asta? Și de ce e ușa așa pusă? Totuși e un bunker, ar trebui să fie totul accesibil cât de cât, nu? Hai să vedem, am urcat aici. Și ia uite-mă, o cameră secretă, ești nebun. Mă rog, nu e secretă din moment ce pui o ușă, că după o ușă te aștept să fie ceva. Multe Battle of Enchanting, multe d-astea. Bă, nu e cea mai secretă cameră, să fiu sincer cu voi. Te uite că mai e ceva aici. Bă, ești nebun. Vezi că e tare rău, ăsta e chiar un bunker mare. Putem să-l considerăm un bunker mare și vreau să-mi scrieți în comentarii notele de la fiecare bunker. O să primească o notă și din partea mea acest bunker. Ok, ok, multe chesturi, multe chesturi. Dar am auzit o lamă. Mă, ce? Și ăsta e practic sfârșitul bunkerului. Ok, ok, nu e rău. Hai să ne uităm puțin și cu spectator, să vedem cum arată tot bunkerul din perspectiva unui spectator. E bine, ne-am dat pe spectator și haideți să vedem ce avem în acest bunker. Cum arată bunkerul practic din exterior? Bă, arată bine! Nu am ce să zic, multe, multe nivele, avem spawnerul. Deci fără mâncare, nu o să rămâi. În bunkerul ăsta nu se pune problema. Avem o mină, mulți porci care o să ne țină companie, diamante, desigur, să nu uităm de diamante. Cam asta ar fi intrarea, camera principală din bunker, cea mai importantă. Deci avem un revine, destul de periculos să ai așa ceva în bunkerul.
Ral se urcă. Hai să vedem. Am urcat pe aici, este o mică cameră. Piscină chiar. Bă, ce trebuie mai mult decât o piscină? Bă, o piscină, vezi că intră bine într-un bunker. Adică, cine n-ar vrea o piscină? Ia uite, muzică, băgăm aici muzică. Ascultăm muzică, ne relaxăm. Bă, are un punct în plus din partea mea. Uite, primul bunker n-a avut piscină. Și ăsta are piscină. Păi, da, tată. Păi, suntem într-un bunker, să ne mai relaxăm și noi. Și mai are aici o parte. Hai să vedem ce găsim aici. Aici e camera de lectură. O, bine. Uite, asta așteptam, niște iteme, mă, să primești eu niște iteme, să am pe aici cu ce să mă descurc. Uite, am o armură de chain, am o sabie, niște mâncărică, charcoal, niște blocuri de construit. Mamă, cum ar fi? A, era tare să fie aici o cameră de aia secretă șmecheră. Ia uite, am pus alt tablou. Am pus alt tablou. Și ar mai trebui să aibă ceva. Mai are ceva pe aici? Ia vezi sus. Aici e acvariu? O să construim puțin. Ăsta e un acvariu. Dar unde-s peștii? Bă, unde-s peștii? Peștilii? N-are, mă, pești. Ia uite, frate, are acvariu. Bă, era tare cu pești. Era tare cu pești. Îmi place design-ul. Da, nu zic nu. E mult mai tare design-ul. Bă, dar parcă lipsesc mai multe camere. Nu știu. Eu când mă gândesc la un bunker, mă gândesc la un bunker de la... cu 100 de camere, cu 100 de chestii în el. Nu știu dacă și voi vă gândiți la chestia asta. Ăsta pare mai simplist așa. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Hai să încercăm să intrăm și pe spectator, să vedem cum arată și pe spectator. Bă, poate am ratat noi vreo cameră. Adică, nu știu, habar n-am. Poate am ratat vreo cameră pe aici. Ok, asta am văzut-o. Camera asta am văzut-o. Camera asta gardianului e interesantă. Poți să intri la... uite că putem. Uite că n-am intrat la camera gardianului, trebuie să intrăm. Asta am văzut-o. Bă, nu știu ce să zic, Mă așteptam și eu la mai multe chestii. Mamă, primesc invite-uri pe Minecraft, gen, pe Minecraft la prieteni. Da, nu știu, aș da un minus la acest bunker pentru că nu are atât de multe chestii. Hai să dăm game mode, survival. Mamă, mă spamează băieții, mă, ce... Frate, 100 de invite-uri, bă, ce se întâmplă? David 2015, am înțeles, mulțumesc, David, de invite-uri, nu e problemă. Hai să vedem aici ce are, bă, vezi că gardianul stă bine. Spyglass, Trident, Diamond X, bă, vezi că stă bine și cu torțe cu tot, am înțeles. Bă, Tridentul ăsta e tare rău, n-am ce să zic, dăm cu el aici, boom. Uite peștele! Uite, mă, pești, are pești. Nu știu dacă să dau notă mai mare ca la prima sau să-i dăm notă mai mică. Cred că o să-i dau tot un 8.50. Mi s-a părut puțin diferită, dar tare. Mi-a plăcut mai mult designul ăla asta. Nu știu, scrieți-mi și voi în comentarii care v-a plăcut mai mult. Au fost ambele niște buncăre foarte, foarte bune. Sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!